Isterie la un centru comercial din Ploiești, nu datorită unor promoții, ci grație apariției fotbaliștilor de la Petrolul. Pe ritmurile imnului echipei, Marinescu, Tamuz, Alsenat și ceilalți jucători și-au făcut apariția în mijlocul oamenilor. S-au așezat frumos la masă și a început socializarea. Fete, băieți, mame, tați, gospodine, bunici, toți au vrut să obțină ceva de la idolii tribunelor. Un autograf pe cele mai noi poze cu echipa, pe minci, baxuri cu bere sau oriunde băieții erau solicitați. O mămică a dorit ca băiețelul ei de niciun an să facă poze cu fiecare jucător în parte. Chiar dacă vremea este în răcire, Geraldo s-a tuns 0, Albina a stat cu fesul pe cap, iar Satlila a influențat pe Filip la interviuri. Mijlocașul Ioan Filip a spus că nu a mai trăit așa ceva, chiar dacă astfel de acțiuni se făceau și la Oțelul. Jucătorul momentului la Petrolul, Victorașa Stafei, își dorește mai des astfel de evenimente, pentru că de fiecare dată se simte emoționat, iar lumea este dornică să-și atingă favoriții sau să stea de vorbă cu ei. Suporterii de toate vârstele și-au luat amintirile și pe cele mai noi produse marca FC Petrol. Cu ocazia apariției lupilor la hipermarket, clubul ploieștean și-a inaugurat noul stand, de unde iubitorii echipei își pot cumpăra treninguri, căni, fulare, tricouri de joc, ceasuri de perete, dar și o mascotă, Lupino. Fanii și jucătorii se revăd astăzi la Arena Ilie One, acolo unde Petrolul trebuie să bată ceahlăul ca să se mențină în topul campionatului.